Bună ziua, dragi cititori! Sunt acum la Biblioteca Ghibu și mă bucur că pot să vorbesc despre importanța acestei biblioteci ca un laborator de cercetări literare, de un laborator de știință, pentru că ceea ce face Biblioteca Ghibu este foarte important pentru literatura, cultura noastră contemporană. Biblioteca Ghibu a devenit un important centru de cultură și un important centru de cercetări și de investigări științifice în domeniul literaturii. Grație domnului director Vitali Răileanu, aici la bibliotecă, mereu se pun la cale noi proiecte de istorie literară, de critică literară, sunt recuperați autori pe care le de uitare, sunt scoși din anonimat alți scritori ignorați, din păcate, de publicul larg sau neglijați. Sunt multe proiecte valoroase pe care s-au făcut aici la Biblioteca Ghibu, care se fac în continuare. Știu că acum domnul director Vitali Răileanu lucrează la recuperarea jurnalului literar al lui Nicolae Iesinencu și urmează să fie publicat sub formă de carte la editura ARC, iar asta va ridica și mai mult prestigiul bibliotecii, mai ales că acest jurnal a fost ținut între anii 1984 și primii ani din deceniul 10 și reflectă o perioadă extrem de contorsionată și de complicată pentru istoria noastră, când am trecut de la un regim politic la altul, când ne-am recapătat independența. O perioadă în care mulți oameni și-au arătat adevărata lor față și Nicolae Iesinencu, chiar asta și face în jurnalul său, arată cum s-au comportat o parte dintre intelectualii din acea perioadă. Cine a dat dovadă de curaj, cine a trădat, cine a fost laș. E o bibliotecă foarte importantă. Nu întâmplător, această bibliotecă este și căutată de scriitorii contemporani pentru a-și organiza lansările de carte aici. În fiecare zi au loc evenimente importante pentru cultura noastră, însemnate. Au loc lansări de carte, întâlniri cu cititorii, conferințe, simpozioane și așa mai departe. Aici la bibliotecă a avut loc și s-a desfășurat un festival de proză, primul festival de proză din Republica Moldova. Organizatorii lui au preferat să-l țină aici la bibliotecă, pentru că această bibliotecă are o aură aparte. Eu însumi de multe ori vin să-mi împrumut cărți de la Biblioteca Ghibu, pentru că știu că aici voi găsi cărțile pe care nu le pot descoperi în alte biblioteci. Nu pot da de ele în alte biblioteci. Vitali Răileanu a reușit să-și mobilizeze colectivul său de tineri bibliotecari foarte energici și foarte ambițioși și împreună cu ei să creeze o echipă, practic, de cercetători în domeniul istoriei literare. Și cred că ar putea foarte lejer această bibliotecă să devină aproape că un institut de cercetări în zona istoriei literare. Oamenii care lucrează aici au făcut de-a lungul timpului, m-am mai spus, o grămadă de lucruri nemaipomenite pentru a transforma un fapt de istorie literară în unul de într-unul viu de actualitate literară. Și
sunt, am colaborat și eu cu domnul Răilean la un proiect și am toată admirația pentru această echipă care reușește cumva să facă minuni în zona cercetării literare. Ei sunt și bibliotecă, au preluat și prerogative ale Academiei de Științe, sunt și muzeul literar, sunt și practic o filială a unui scriitor. E un centru de cultură de primă mână și de o mare relevanță pentru cultura contemporană.